Bună, dragilor! Bine ați venit sau revenit pe canalul meu de YouTube. Săptămâna trecută am plasat o comandă pe site-ul de la celor de la Import Direct și am zis să vă arăt și vouă ce produse cosmetice mai mi-am achiziționat. O să începem cu șamponul de la Sios pentru volum și am primit cadou spray-ul pentru păr, tot pentru volum. Ele vin într-o cantitate, șamponul într-o cantitate de 500 de mililitri, iar spray-ul pentru păr într-o cantitate de 200 de mililitri. Tot de la Sios am mai cumpărat și șamponul și balsamul pentru păr blond. Și masca pentru păr. Masca vine într-o cantitate de 300 de mililitri. Tot pe site-ul lor am mai găsit și o spumă 2-in-1. Este și spumă de duș și spumă de ras. Vine într-o cantitate de 200 de mililitri. Abia aștept să o testez. Am luat și un toner de la Nivea. Am auzit foarte multe lucruri bune despre acest toner și am fost și eu curioasă să-l testez. El vine într-o cantitate de 200 de mililitri. De la Douglas am găsit un spray pentru față, Face Mist, tot într-o cantitate de 200 de mililitri. Am găsit și o apă de gură de la Colgate. Ei spun că au 0% alcool. Chiar sunt curioasă să o testez. Am găsit și o pastă de dinți Colgate. Este vegană. Recipientul și cutia sunt reciclabile. Vine într-o cantitate de 75 de mililitri. Tot de la Douglas am mai găsit două creme de mâini. Ele vin într-o cantitate de 100 de mililitri. Am mai cumpărat și trei măști pentru buze de la Sens. Sunt curioasă să văd cum sunt. Tot de la aceeași firmă și două măști stil șervețel pentru ten. Și o mască pentru ochi, tot de la aceeași gamă. Am mai găsit și șervețelele demachiante cu cărbune activ. Sunt 25 de șervețele. Pentru păr am găsit de la L'Oreal un spray modelator pentru părul creț sau ondulat. Vine într-o cantitate de 200 de mililitri. Am găsit și această cutie de vaselin. Conține 3 tuburi. Tot de la Douglas am mai găsit un fond de ten și un primer. Tot de la Douglas am găsit și un mini far de ploape. Este argintiu.
Imediat o să fac un swatch. Nu știu cât de bine îl vedeți, dar este foarte frumos și este foarte pigmentat. Cam astea au fost produsele comandate de pe site-ul Import Direct, dar am să vă mai arăt câteva produse de make-up pe care mi le-am achiziționat. De la Jumbo mi-am luat această paletă de farduri de la Ușa. Vreau să le testez. Am găsit și o paletă de highlightere. O paletă de fard. Și fard de obraz. Toate sunt de la aceeași gamă. De la Guess mai am cumpărat 3 rujuri, luciuri de buze. Imediat o să fac swatch. Ultimul este un luciu transparent. Tot de la Guess am mai cumpărat un fard de ploape lichid. Imediat îi fac un swatch ca să-l vedeți mai bine. Acesta este. De la Too Faced. Rouge Melted Matte. Este un roșu. Și ultimul ruj este de la Urban Decay. Este o culoare foarte frumoasă. Mai am încă o paletă, o mini paletă de la Estée Lauder. Și ultimul produs este această minunăție. Paleta de la Natasha Denona, Bronze Palette. Imediat o să o desfac să vă arăt. Aceasta este. Am văzut-o foarte lăudată. Haideți să facem un swatch. Este foarte pigmentată și nu este prăfoasă. Bun, dragilor, acesta a fost clipul de astăzi. Dacă v-a plăcut, v-aș ruga să dați un like și să apăsați clopoțelul. La revedere!